Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la o nouă joacă de Brawl Mustars. Mi-am pornit și eu timerul aici ca să țin minte cât înregistrez și hai să pornim. A venit update-ul de Crăciun, bine, n-a venit update-ul, a venit așa ceva gen înainte de update, trebuie să adauge niște brawleri. Nu am mai făcut reacție la brawl pass-ul anterior, dar urmează să se adauge, din ce am înțeles, doi brawleri și unul îl vei obține făcând nu știu ce challenge și al doilea n-am înțeles exact. Ori din Brawl Pass probabil, însă mi-a plăcut al doilea brawler ăla de cu picioarele, de luptător. Mi s-a părut interesant. În fine, de obicei eu fac un episod și ziua următoare apare update-ul. Cam așa mi se întâmplă mie cu Brawl Stars-ul, dar am zis, știi ceva, las așa, hai să tragem un episod. Avem niște emote-uri de-astea, niște pin-uri sau cum se numesc. Așa, cu Penny, cu Dynamite. Cu asta habar n-am ce e. Wow, Gingerbread Man. Ok. Nu mă juc eu atât de mult Brawl Stars, dar îmi place așa din când în când să mai intru la update-uri și să mai tragem câte ceva. Vedem nu-ți arată ăsta dacă dau click pe el. Vedem Broly Days că au adăugat skin-uri noi de Crăciun, ok? Hai să vedem și noi despre ce este vorba. De ce nu mă lasă să selectez skin-urile? Ba da, mă, lol. Ok. Deci, l-avem pe Bo, care îmi place, e de Crăciun, costă destul de puțin, asta îmi place destul de tare. Hai să ne și noi un try aici, să vedem despre ce este vorba. Voi puteți susține joaca aceasta cu un mic Lycanos și G2 în descriere, jocuri mai ieftine, G-Fuel, o dură 12% reducere, știți cum stă treaba deja. Îmi place, asta e chiar un skin festiv și e șmecher, deci chiar mi-l doresc, merită cumpărat. Nu joc atât de tare Bo, sau Bu, nu știu cum se pronunță, însă ia să vedem noi ultimat aici. Sunt cadouri. E destul de drăguț. Avem totemul care nu are skin, deci de ținut minte. Bun. Da, nu mai joc Bu pentru că am trofee multe pe el, cred. Gen, am ajuns la limita de 500 și de acolo eu nu mai joc pentru că este, mă. Unde e Bu? Bu, unde e, bă, că nu-l văd? Sigur am 500 pe el, am 494, da. Ce am ajuns la limita de 500 se resetează automat, știți? Eu cum nu joc foarte mult, țelul meu e să-i aduc pe toți la 500, cam mai ar fi de început ideea. Bun. Avem 20 de gemuri gratuite de Revelion și hai să ne uităm și la restul skin-urilor. Vedem că două skin-uri le avem deja pe Tick, care este un skin destul de drăguț, și îl avem pe Holiday Party Frank, pe care le avem de anul trecut. Ok. Avem pe Jackie. Stai, poți să-l cumperi? Nu, zice available now. Ok, coming soon. Deci sunt două. Jabroni. Hai să vedem. Jocul e fun până ajungi la vreo 600-700 de trofee, de acolo devine totul super mega tryhard. Știi că mai e chestia. Hai să vedem Jabroni. Wow, ce effect maker. Mamă! Wow, s-au întrecut pe ei cu efectele de data aceasta. Holy, cât de mișto arată. Bă, încep în sfârșit să facă skin-uri șmechere cei de la Brawl Stars, de la Supercell. Ia să mai vedem o dată. Aici nu se vedea de tare pentru că e îngrămădeala aia totală. Mamă, bă, mișto. Deci m-a surprins, sincer. M-a surprins, merită achiziționate skin-urile acestea. Ok, hai să ne mai uităm o dată. Holiday Frank. Ăsta, Slay Grief. L-au făcut săniuță. Lol, și ce e? Aiul e un ren, mă. Interesant că au abordat chestia asta, că știți că el era cu banii. Dar i-au transformat căpățâna într-o, ok. Mamă, ce mișto arată și skin-ul ăsta. Wow, bă, chiar au început să facă skin-uri și mechere cei de la Supercell. Deci o să recunosc aici, n-am de ce să mint. Starting from 49. Deci două noi le avem deja. Ok. Asta e ok. Asta e un pic așa troll. Și cam atât, da? Bun. Hai să vedem cum procedăm. Văd că mi-au adăugat 3 oferte. Le luăm pe toate 3? Hai că le luăm. Cred că luăm asta de 50 de lei, ne dă 7 megaboxuri. Mă, faza e că eu am totul maxat, corect? Adică oferta aia mă coafează pe mine cu ceva?
Mai am în ce să pun? Nu cred că mai am în ce să pun, am totul dat power 9. Sau este un pic? Power 9, power 9. Mă, eu am totul maxat. Eu aș cumpăra oferta, dar... Este, mă, eu am totul maxat, nu? Ia să dăm noi un brawl box de ăsta. Stai, ce? Power points pe Leon? Wait. S-a făcut update-ul ăla și acum mai e un level? Stai, mă, că nu mai înțeleg. Da, s-a făcut update și e ceva cu gear, din ce țin minte. Power up Shelly with gear. This gear slot is available. S-a mai adăugat un level pe toate caracterele, mă, asta voiați voi să ziceți. Că a zis în comentarii. Mă, ce nu știe prostul ăsta? Ok, țin minte update-ul că l-am văzut. Am uitat, deci chiar nu am realizat. Atunci, da, are sens să cumpărăm oferta pentru că trebuie să maxăm toți brawlerii. 50 de lei, pare legit. Păcat că nu-ți dă niște gemuri. Trebuie să cumpăr eu separat, din păcate. Dar hai să începem cu 50 de lei. Așa, că voiam să cumpăr oferta și când dau să o cumpăr, mă pune să aleg pe cine pun 500 de... 500 power points. Deci... Nici măcar nu știu pe cine aș vrea să am gear-ul acela, știi? Aia e toată chestia, nu știu, dăm pe Leon la mișto. Ia. All set. 2200. Leon cu 500 de astea și tot n-ajunge. Și o să fie mai nasol pentru că nu o să mai putem maxa brawlerii noi. Pentru că acum se vor duce punctele random. Pe Bea, pe aia și mamă cât de puține, îți dă 20 doar. Wow. Ok. Și asta a fost un mega box sau ce a fost? Da. Hai să vedem dacă ne pică ceva. Ne pică un... Pot să ne pice star power sau gadgeturi? Mamă, deloc, serios? Nimic. Colt, EMZ, Amber. Da, trebuie să deschidem multe chesturi de astea. Hai că trebuie să deschizi vreo 100 și ceva. Nita, Daryl, Brock. Nu-mi vine să cred că nu pică nimic, niciun gadget, niciun... Am o Supercell, dă ceva ca lumea. Ți-am dat banul gros degeaba. Wow, brawler legendar, băieți. Mamă, mi-a dat un gadget de ăsta stupid. Nici măcar nu știu dacă e bun gadgetul, știe cineva? Habar n-am. Return to sender. For the next 5 seconds, the first time, prima oară când Nanny primește damage de la un inamic, 80% de damage se reîntoarce. Interesant. Gadgetul. Gale, Colonel Ruffs. Wow, Supercell, bă, dar nu Star Power. Asta e bun și gadgetul, presupun. Hai. Asta a fost distracția. Bă, a meritat banii sau nu? Nu știu să zic, nu cred, adică... Bine, a fost ok. Pentru 50 de lei, azi am deschis multe, deci e în regulă. Dar poți face misiuni pentru Mega... Pentru Brawl Pass, știi? Bă, ce-am făcut, mă? Am dat try pe el, nici n-am văzut butonul măcar. O, bă, nebunie, scoate-mă de aici. Se pare că nu mai trebuie să bag bani, ceea ce e bine. Pentru că celălalt skin avem bani de el. Nu! Mai lipsește! Nu te cred că mai lipsește un gem! No! No shot! Oh my god! Uite aici 10 gemuri, dar n-am cum să le deblochez. Bine, poate dacă aș juca în episod... Oricum o să băgăm... Perfect, hai să ne ducem aici și să o achiziționăm pe Jackie. Bun, 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 deci avem skinurile acestea. Hai să băgăm și noi un match cu băieții, zic. Și cu fetele, desigur. Pe care avem skinuri, ok? Hai să începem de la least trophies. Pe care, de fapt, nici nu știu care cum sunt. Frank cred că e primul, dar nu sunt 100% sigur. Avem... Nici nu știu ce avem pe aici. Cred că Frank merge bine pe Brawl Ball, păreri. Hai să dăm pe off și lasăm doar skin-ul ăsta. Random skin off. Ok. Triple așa. Îmi zice să intru pe un club. Acum merită, după update-ul acesta, să dai join pe cluburi? Mă lupt cu Christian Dior aici de față. Damn, ne-a plescănit.
Abar n-am ce face asta, este un pic. Cred că dă stun sau ce face, dă slow. Băi, bă, ceva. Bagă muzică. Bă, n-apără nimeni poarta, stați bă în poartă. Nu e problemă oricum. E direct gol ăsta. Da, am prăpătit ultimata, cam aia e toată chestia. Cred că aș fi vrut să o păstrez, nu? Bă, de ce se bagă ăștia așa? Nu înțeleg. Dă-i. Matea, dă-i bă! Doamne ferește, mă, sunt... Sunt nebun la cap, oamenii. Nu vrea să dea el. Ok, poate nu dădea gol oricum. Hai mă, că ne descurcăm, e lejeranis. E poarta goală, doar trage. Uite, ăia stă în dreapta. Eu mă joc cu jucători, că pe ăsta am trofee, am 400. Nu se dă nimeni în poartă. Ăștia cred că au uitat că se joacă fotbal. Bă, nu prea am văzut efecte speciale așa de Crăciun pe caracter, deci nu mi-au sărit în ochi, să vă zic, știi? Asta e minus, ar trebui să aibă efecte șmechere. Mă înțeleg ce zic. Anyway, avem așa. Deci avem pe Tic, pe Jackie și pe Bo. Hai să ne uităm. Tic e următorul. Nu știu dacă aș vrea tot pe Brawl Ball. Hai să dăm la mișto să vedem dacă face față, că trebuie să aruncăm de la distanță. N-am nicio șansă la Duel Trap. Vreau să mai încerc o dată, că mi-a dat niște brawler random. Ce brawler sunt bune aici? Deci văd că el atacă de la distanță super bine. Squeak, Cotlet. Vreau să spuneți în comentarii combo bun de brawler. Știi că nu prea mai știu nici eu de fapt. Spike cred că e bun. Deci Spike odată, Spikeozauru. Dar n-avem multe skin-uri pe Spike? Ba da. Frate, nu-mi da. Ăsta nu, nu default. Spike odată. Stai să alegem alți brawleri. 8 bit, mamă, rup cu 8 bit. 8 bit dă foarte mult damage. Ok. Mai întrebăm un brawler. Mamă, și Jean dă super bine de la distanță. Sau vreau Rosa, asta e tot. Sau vreau Leon. Sunt interesante astea. Johnny de destul de șmecher. Deci îi dăm on și scoatem skin-ul ăla. Ambele skin-uri pe Johnny sunt șmechere. Așa zic eu, Johnny. Hai să vedem o dată. Interesant asta cu 1v1. Totuși m-a bătut unul de m-a spart în două. Văd că, bă, tot joacă Brock? Brock. Ce-o cu Brock? Eu nu pricep. E așa bun brawlerul ăsta. Brock. Dă prea mult damage, cred. Păi se sparge mai multe, mă, de-aia. Așa broken e Brock. Hai să vedem dacă îl ține la distanță, măcar. Bă, da. N-ai, mă, cum să ai range așa insane. Opa, se pare că am știut ceva. Dar ce face asta, că nu înțeleg. Ok, nu știu ce face gadgetul. Ah, dar nu am uitat ce ăla mi-am pus. Sper că mi l-am pus pe ăla să dau mai mult damage. Na, 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 na. Pleacă de aici, că n-ai nicio șansă versus mine. Bă, l-am descoperit pe Johnny. Mamă, cum dă, ești nebun. Na, Bea e mega squishy. Dacă îi dau două hituri, cred că e... Cred că e șpa, șpa. Da, hell yeah. Hai la tăticu, ești nebun. Toate cele bune. Da, bă, Brock. Deci nu știu să zic, nu prea îmi place că joacă toți cu Brock. Dar înțeleg ideea. Deci că vrei să pui Brock în loc de Spike. Nu știu, zic și eu. Brawler de ăștia care dau, bă, e insane Brock.
Deci el ca și brawler e broken. You got destroyed. Mamă, câte skin-uri am. Brock, Gianni și așa, ok. Dar aici parcă prevăd că e mega tryhard reală. Anyway, hai să știm unul cu Brock, așa, un match. Chiar dacă n-are skin de Crăciun, dar vreau să văd eu. Că prea dau ăștia mult damage cu el. Bă, prea mult damage, deci pe bune mă spărgea în două. Mădă? Cine mă mădă? Jesus, deci din două hituri aproape e mort. Și ăla are și power cubes. Numai că n-am eu țintă, aia e problema. Deci vezi... O, bă, nebunie! Nu știu dacă avem timp să se respawneze ăsta. Hai că avem. Cum era să le iau acum până să se respawneze, știi? În bula aia. Hai mă, am ratat hit-ul, nu, e greu Brock de jucat, eu zic să le iei pe toate. E greu de jucat Brock, pă, trebuie să ai, de ce nu le ia? Păi, este, oh my god, e 0 IQ, trebuia să le ia, era frică că l-așteaptă și în gard. Eu m-am gândit că poate nu vrea să le ia, că... Deci tu ratezi și ăla e pe loc. Hai să spargem ăsta mai întâi, că ăla deja dă insane damage. Bă, e bun? You got destroyed, man! You got wrecked! Gata, bă, cu focul, ho! Nici o șansă, niciodată. No! La corazon m-a lovit! Hai, mă, că ai 12, stai la distanță, că-l spargi. Mama, un singur hit. Deci ce stare de damage mult Nani. Uite. Stansează nebunul. Ok. Bun, hai să ne continuăm aventura. Daryl, Nita, Frank. Frank am jucat, Tick am jucat. Bo. Dă-i on, dă-i off. Lasă-mi-l doar pe ăsta momentan. Guided by the spirits. Hot zone. Nu știu dacă e de bună, nu mai știu pe bu ăsta ce am pe el. Hidden in bushes, instead of knockback with traps, now stun the enemy. Mama, asta pare destul de OP. Dă stun cu ultimata. Rururum. Privian. Sem priviet. Ok, nu m-am uitat la gadget, mi se pare că ne face ultimata. A, mă ia cu ce dă. Bun, și dacă pun asta aici, ce se întâmplă? Bine, am pus-o în cel mai prost loc de pe toată harta. A, nu mai zicem nimic. Bă, cât damage poate să dea Nani, deci sunt chiar uimit. Naaa! Orățenia pământului. Frate, cum am ratat? Sunt prostovătietan. Vezi, nu prea am... Nu țintesc bine, pentru că nu am jucat mult. Hai că ăsta e șpa, șpa. Cum, bă? Că fac urât de tot. E, ok, l-am lăsat măcar în viață puțină. N-am și ultimata să fac un șpa, șpa moment, ceva. Mamă, nici n-apuc să trag și... Cred că vreau să arunc ultimata deja la teamfight. O, mă, nebunilor, că sunt aici. Ăla puteam să-l omor dacă mai dădeam o dată. Este pe loc, Nani, când deja ultimata. Vezi, simteți prea prost, mă, aia e chestia. Mă enervez și eu. Na, ai greșit aici. Aoleu. Aoleu, Gucci! Mamă, cine a salvat ăla cu viața.
Vai, bine mă, Poco. Bine, bă, băiatule ăsta, parcă-l văd că e aici în gard. Na, mă, na, na, na. Te-am băgat și pe bombă. Mamă, ne-a salvat meciul, Poco. Deci, Poco ne-a salvat meciul, ascultați-mă. Pe bărbiță, așa. Bravo, bravo. Mi-a plăcut skin-ul, adică e un skin frumos, îmi place. Așa, și mai avem pe ce? Cred că am jucat pe toate, sau? Sunt eu prostovătietan. Nu, n-am jucat pe Spike. A, dar pe Spike nu l-am, lor. Pe Jackie, da. Știam eu că lipsește ceva. Unde e Jackie? Că parcă... Trecut. Jackie. Înseamnă că Jackie era în spate. Jackie era prima, bă. Probabil au văzut abonații și au zis... Mă, ce nu știe? Festivalul ăsta. Nu se schimbă skin-ul, mă? Ok. Ce seamănă la verde cu ăsta? De Crăciun. Anyway. Hai la Hot Zone, că e cercul, dăm cu ultimata, dăm în cerc, așa, pare decent. Mamă, ne batem cu Ash. Ia. Yeah. Deci nu știu dacă am star power pe Jackie. Ba, parcă am, mi se pare că dau cumva damage înapoi. Ma, cred că ăsta e cel mai tare skin de Crăciunul acesta. Pași, pa. Sincer vă zic, nu știu, îmi place mult prea. Uite ce efecte șmechere are. Bă, nota 10, trebuie neapărat să luați skin-ul ăsta. Eu ce fac aici, că nu înțeleg. Deci ăsta, se încarcă cercul, ok. Vă zic, eu nu sunt poziționat bine aici, că o să-mi vină din gard. N-au nicio șansă, săracii copii. Lol. Ce-a făcut ăla? Ce voia să facă? Să batem palma? Opa. We are in deep trouble. Lol, trebuie să vine să mă bată și nu poate. A, mă, dă-i în el că am tancat tot. Frate, tot umori, adică pe bune, tanchez tot damage-ul și tot umori. Cum vine asta? Da, bă, ia de-te la o parte de aici. How you like this, jabroni? Forța aia brută, băieți. Bă, mi-am făcut treaba, am tancat frumos acolo, n-au avut cum să intre peste mine. Deci a fost destul de tare. Uite ce smiley face are pe căpățână Jackie. Bun, deci mi-a plăcut joaca, nu o să zic nu. Noi ce misiune avem? Sunt tare curios. Defeat 9 enemies with Amber. Ok. Amber. Asta e o misiune. Pare o misiune ușoară, nu avem multe trofee, deci... E distractiv, Brawl Mustarzu, îmi place. Nu e rău. Merg așa din când în când episoade. Hai să vedem. Mamă, m-a spart la lucru. Mersi. Suntem cu Mr. P. Acu. Vai, mamă, ce am făcut la săracul copil. O, bă, disperietă-n. Vă aveți prea mult. Mamă, dar caracterul nostru chiar dă damage. Că sunt fixați să ne bată pe noi. Hai că s-au despărțit. Aia a fost greșeala lor. Cred că începe să mă spargă pe creier sunetul ăsta. Mamă, ce i-am dat-o aluia. Bă, n-ai mă ce să zici că joc frumos el. N-ai ce să zici, deci chiar nu ai nicio scuză. Atâta tot că nu am... Hai mă! Bă, ce jegos! Bă, ce jeg! Ordinar! Aia zic, retrag ce-am zis. Aici parcă văd că e careva. Bă, nu știu dacă funcționează așa.
Fuego, hobă! Mamă, sărac om! O să dai cu ce vrei! Vine flacăra asta spre tine așa, argente! Nici nu știu, am omorât 9 inamici acolo? Habar n-am, nu cred. 6 inamici am omorât. Heal, defeat 15 enemies. Ia mă, că-i place lui Mr. P. De obicei, când dăm play again, pierdem. Adică a fost așa o ocazie că am câștigat. Dar i-a plăcut lui Mr. P, a zis: Biscuit, pare joacă asta. I-a plăcut cum am jucat, bă. Bine că și l-a jucat în regulă. Hai că suntem șpa-șpa, cred. O, bă, mă baci-o cu altcineva, vine ăla non-stop. Disperietă-n. Stai că respawnează. Mamă, la limita. Bro, vino bă încoa. Mamă, câta range-ul avem, holy. Aoleu, dacă noi ne batem... Uite-i pe ăștia, bă, băiatule. A, e Lola de s-a clonat. Sergio, mamă, n-ai zis să-i faci, bă, sărat cu Sergio. A fost ok match-ul ăsta, da? N-are nimic, domnule, pe ne-am distrat. Trebuie să încercăm altceva. Hot zone. Hai să facem hot zone, că e... Noi suntem hot așa, cu tipe hot. Caracterul nostru e fierbinte cătă cu foc, suntem pe fierbinte. Zionule, înțelegi ce zic. Turc. Eu cum trebuie să-mi pun numele român? Dacă stăm amândoi aici, cred că facem mai repede. Toate cele bune, gen. Bă, dar ce zona aia pe lângă ăsta? Nici nu știu cum îl cheamă pe brawler. Am uitat. Ne încărcăm și noi zona. Ăla e înghețată și eu sunt foc. Măi, ești tu sigur că vrei să faci asta? La Mars, vă. La propriu la Mars. V-a plăcut? Nu știu câte secunde stă, oare... nu știu câte secunde stă... benzina aia pe jos sau ce-o fi. Aha, de aproape. Fuego, e foc în spaniolă, cred, nu? Fuego, frumos. Bă, cred că am omorât inamicii. Nice, win 5 battles, defeat 15 enemies. Cred că o să mai jucăm hot zone ca să facem și altă misiune. Dar hai să o combinăm cu altă misiune. Câștigă 5 bătălii cu Bo, dă foarte mult damage cu Jackie, câștigă 5 bătălii cu Spike, nu. Cu Lola n-avem nimic? Defeat 15 enemies with Lola. Hai că facem combinație perfectă. Că avem să batem inamici. Aici ce? Mega box, ok. Avem o combinație destul de bunicică, părerea mea. Okay. Deci, Lola se clonează și dă extrem de mult damage. Cam asta e toată ideea. Însă nu știu... damage-ul de bază cât e. Nu-mi prea mi-a plăcut acolo, dar e ok. A, păi noi trebuie să stăm în zonă, mă. Mama, deci cât damage putem să dăm cu brawlerul ăsta? E absolut... n-are niciun grad de comparație. Doar stau pe loc. Iată. Opa, hai chiar să ne luăm. Cred că asta zice și... Nina sau cum o cheamă, mă, că am uitat. Nita, mă, nu Nina. Say hello to my little friend. Trebuie să ne retragem aici. Mamă, am și câștigat meciul, n-am fost atent. Păi stai, bă, că n-am omorât destui inamici. Am omorât un inamic, ce am omorât? Un singur inamic am omorât. Oh my god, trebuie să zici că mai agresiv, că noi nu jucăm să facem win.
Am și uitat. Hai că mai dă ăla, ăla a dat X. Nu mai joc cu brăștii ăștia. Ok, că ne luptăm și noi cu Lola. Deci, ne facem ultimata și apoi începem să facem măcel. Deci pregătim ultimata și după aia, nu-mi pasă, putem să pierdem. Deci jucăm mega agresiv. Nu vreau nicio întrebare de la voi. Ce a fost atacul ăla, nu știu nici eu. Mori, bă! Look the cross track. Bă, nu pot să trag că n-am experiență. Deci e chiar jalnic. Adică mintea mea pare ușor și când execut nu mai e. E jale rău de tot. N-avem ce să facem decât să ne reîncărcăm viața. Mă spar mă ăla. Mă, murim non-stop, ok. Nu fac eu nici măcar o dată ultimata, gen. Ok, ok, două kill-uri, două kill-uri. Aia zic, 3 kill-uri. Pregătim atacul. Bun, 4 kill-uri. Hai că ne-a revenit, ne-a revenit. Vai. Era deja... Era la revedere, Gianni. Pierde meciul, dar n-are nimic. Hai să ne băgăm câteva kill-ane. Mama, ia cartea aia. Am văzut că am ultimata pregătită, nu mai apuc să trag. Match over, deci l-am pierdut. Din păcate. Dar am făcut 4 kill-uri și am terminat targetul aici. Deci hai să încercăm și altceva. Nu așa duel, sincer. Poate ăsta... Bă, ce am făcut, mă? Am dat brawl ball, bun. Credeam că am dat tot celălalt. Ce că ochii nu mint niciodată. Nu-mi pasă de goluri, de nimic, trebuie doar să fac kill-uri. Pa-și-pa. Perfect. Dintr-un singur... avea și ea prietenul mic. Ăla e youtuber oare sau de ce are cod de Elka? Ce caută ăla cu cod la trofeele astea, e întrebarea mea. Ok, ok. Cam pa-pa. Cam pa-pa. Mamă. Mi-e-mi place că oamenii mei nu stau pe poartă, adică... Ai treabă. Excuse me? Fii atent aici. Mamă, mi-au spart clona. N-am urât pe nimeni acolo! Dar sigur am dat damage. Hai mă că vreau să fac misiunea aia cu kill-urile. Defeat 15 enemies, am bătut 7, bun. Și pe ăla. Vreau să câștig 15 meciuri cu Lola. Este un pic mai dificil. Hai să vedem ce quest-uri mai avem. Ia dăm în capa de tot. Deci astea sunt toate. Win 5 battles in Siege. Dar Siege nici nu cred că poți să joci. Deja încep să-mi iau tilt. Adică frate, dă-mi un jucător ca lumea în echipă. Bă! Nu înțeleg, bă, am niște jucători care fug de luptă și doar se plimbă pe hartă. Wow, frățioru! De ce mi-ai dat cu echipier care nu face nimic? E ciudat rău de tot. Și suntem și la... Ia hai mă să ne băgăm în ei, că suntem doi. N-au cum să ne bată niciodată, niciun grip, niciun nimic. Dă... În primul rând că ăsta al nostru are power 1. Și
parcă nu dădea damage. Trebuie să mă uit toată pe la reloare. Ăla nu dădea cumva damage și doar mergea, ia-mă ăla. Deci niște cu echipieri, bă, care, bă, nu înțelegi ce se întâmplă, bă, băiatule, băi. Dă-mi, bă, solo dacă nu ne înțelegem. Bă, mergea totul atât de bine. Și deodată numai cu echipieri de ăștia paralel, total. Brawlerul ăsta nostru nu dă damage, deci aici e șpa-șpa. Poate în cel mai rău caz să ne batem cu Rosa. Ești sigur că vrei să te bați cu mine? Vine Capdub. Nu zic eu un cuvânt urât. Bă, îți dă cap. Hai, ce să-mi faci, că e mai tanky al meu. Se luptă cu Christian Dior. Pașpa moment. Uite ce meci frumos. Vezi că mi-a plăcut joc asta. Stai că avem și o surpriză aici, parcă văd că e bait. Hai, vrei să dăm? Ce-a fost asta, nu știu, nu mă întrebați. Și acum mergem frumos în mijloc și începem să tankăm tot. Pentru că de ce nu? Fata mea n-are nicio treabă. Și fii atent că pe el primul eu îl omor doar cu ultima ta. Vreți să vedeți? Din păcate, nu prea vrea să se arate, așa că hai, trimiteți-i. Cred că i-a spart și de aia, nu sunt sigur. Cred că îl lăsau în low HP. Mamă, ce diferență de la solo la duo. Deci o diferență uriașă. De la cer la pământ diferența. Ok. Mi-a plăcut aia și dar nici eu nu mai știu ce vreau să fac. Hai să vedem, am jucat cu Lola, ok. Avem un de la pe Edgar, aparent. Hardcore. Gets a shield, protects him from the next 20,000 damage. The shield gets weaker over time. Asta cu duel e prea tryhard de reală. Te doare capul, parcă. Bounty, hot zone. Special challenge. Deci ăsta va fi challenge-ul... Ăsta va fi challenge-ul pentru noul brawler. Cred că o să joc puțin off-camera sau nici nu știu. Ca să-l obținem și noi. V-am zis, bă, când eu fac episod de Brawl Stars, următoarea zi update-ul. Bă, mereu mi se întâmplă, zici că e un fel de blestem, nu știu de ce. Ce să jucăm, bounty, nu, gem grab. Hai să ne băgăm la un gem grab. Vedem ce iese. Ce iasă. YOLO, woo. YOLO. Dă-i, bă! Whatever. Am uitat că nu sunt cu el primul aici. Ce ai, mă, că i-am bătut pe toți, cred că glumești. Am bătut o squad-ul, gen. Vai, 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 ce-am bă pe mine? Zici că aveam toți virusii posibili. Dacă voi nici așa nu câștigați când eu bat la propriu toată echipa, atunci eu mă dau bătut, sincer. Deci eu o să zic toate cele bune. O, bă! Hai că n-ai ce să-mi faci. Tot mi-a dat damage. Mamă, dă mult prea mult damage Edgar ăsta. Bă, cum nu câștigăm? Ei se bagă la lupte exact ca mine. Deci tot eu trebuie să strâng gemurile. Ăștia nu înțeleg, ei cred că nu realizează ce se joacă. Maxi, tu unde? Tu ce vrei să bați cu viața aia? Tu nu mai înțelegi, bă, ei vor să bată. Mă, și n-am nici ultima ta. Deci Maxi ăsta ne-a salvat jocul, aparent. Nu mă întrebați cum a reușit să facă rost de gemuri. Deci eu nu am nicio idee. Habar n-am de unde le-a scos. Da, nu mai zicem nimic.
Mi-ar fi plăcut să văd reluarea. Cum o fi reușit Maxi să-i bată pe ăștia când avea viața foarte mică? Eu nu pricep. N-am nici măcar o idee. Nu mai jucăm. Nu mai jucăm că e boring. Sprout, mamă, n-am mai jucat Sprout. Eu am doar 100 de trofee pe Sprout? No shot că am. Deci nu te cred că am doar 100 de trofee. Ce chestie. Hai să vedem eu. Nu ne mai găsește Inamicos. Ia. Că suntem pe Copacăreală aici. Bum. O, este un roller mai dificil de jucat. Dar e doable. Faci pa, moment. Salut. Nu mai vine nimeni. Că fi bara aia galbenă. N-am idee. Deci noi obținem asta și după... Hai, da, eu dau peste perete, deci... Boing. Deci da. Hai să încercăm și aici totuși. E prea troll că le blocheze atacul. Deci e mult prea troll. Faza e că ăla ne atacă jos. A, păi e degeaba dacă ne atacă jos. Noi trebuie să luăm aici sus și aia la meciul. Da, e GG. 94. Vrea să ne atace și Lola, săraca. Au fost aproape, deci a fost un meci destul de apropiat. Am cu ochelari de soare, n-ai ce să mai zici. Mai avem un battle de câștigat pe ăsta. Este un pic la Sprout, eu am doar un singur skin. A, nu. Să-i dăm așa atunci. Bun. Ce să mai jucăm noi, întrebarea? Să mai băgăm un Ticălenis? Așa de Crăciun? Am putea. Cum să jucăm noi aici? Că dăm de la distanță. Deci să ne avantajeze asta, dar cam atât, aparent. Deci cred că vrem să blocăm intrarea aia. Pe unde o să sară toți. Sunt prea drăguțe bombele. Deci să stăm aici, aparent. Până când obținem ce vrem. Da? What? O murit cu toții aia. Ce se întâmplă, mă? Să vedem ea. Aparent ne descurcăm prea bine. Mamă, de la ce distanță atacă. Dar de ce nu vine nimeni jos? Ăștia cred că nu înțeleg ce se joacă. Cred că dacă umpli bara aia rămâne un plută mereu sau cum? Se încuie acolo, gen. Hai că mai jucați ceva dacă e. Hai că sigur mai intrați voi în zona aia. Uite că pățâna mea costă, da, lămoară! Îl omoară omul de zăpadă, bă! L-a dat cu foc și eu cu gheață. Nici nu mai știu pe unde mă duc măcar, deci nu mă întrebați ce fac, nu mă întrebați. Da, a fost chiar ușor meciul. Mai mult am stat degeaba, sincer. Dar ne-am făcut battle pass-ul ăsta. Bro, eu nu înțeleg, o misiune cât îți dă? Deci îți dă 1000 de bănuți o misiune. Ah, ba nu, 200. Și bănuții aia se adună și se transformă în... Aha.
A, uite mă, trebuie 500 pentru un level. Ok, are sens atunci, are sens. Așa, să mai dăm un match, două, nici nu știu. Carl cu Bu ăsta. Bune, bunu. Mama, aici cred că sunt mai grele meciurile. Aici cred că e un pic mai șpe-șpe. Ia fiți atenți. Ia fiți atenți. Fiți atenți, mă băieți. Hai că ne jucăm cu Brock, ceea ce e bine. Fii atent, Brock, stai. Hai că tu n-ai chef să ne facem ultimata. Să dăm ceva șmecher să campăm. Hai că două... Cum era? Doi iepuri dintr-o singură lovitură? Deci un pic aici la relax. E din exterior nu văd totemul ăsta. Bine, ne-a desconspirat ăla, acum asta e altceva. Aruncă și el, să vadă ce se întâmplă. O să calce cineva pe surpriza aia. La un moment dat, cred. De ce n-are copilul ăla Starion? Nu înțeleg. Hai. V-am zis sau nu? Oh, no, you didn't. Și acum nu știu ăștia. Doar îi faci să vină după tine. Îl are cu limba scoasă. Mă, dar nu vrea de nicio culoare să înțeleagă băiatul ăsta. Bă, adu-i-mă în bomba asta aici. Și ne complicăm atâta. Cum am ratat când el stă pe loc? Eu nu pricep, deci nu mă întrebați. Sunt vai și amar la jocul ăsta. Dacă ăla moare iar pe aceleași bombe, te-ai sparge de râs, cred. Mersi. Efectiv, nu mai lovesc pe nimeni, aia e chestia. Ăla moare în prostie. Bă, nu-mi place cum se face zona. Bă! Putem da puțin vina și pe coechipierul meu, că nu a făcut prea multe acolo, sincer. Adică se bagă de capul lui fără să gândească. Nu mi-a plăcut, sincer. Putea juca mai bine coechipierul meu. Mai ales că l-avea pe Brock care dădea damage chiar și cu câteva power cube-uri. Da, mă, ești creatura nopții tu. Am înțeles. Da, dă mult damage, bo, adică fă comparația față cu Ash care dai de 100 de ori într-un chest de ăla. Iată, în Creature of the Night, stai aici. Să ne tătistruțăm. Mintea mea este curată, limpede. Doar stăm. O, bă, nu mă da afară că farmez, nu vezi? Așa să jocă Brawl Stars. Și acum frumos venim aici, așa. At. Și aducem mai târziu niște băieți. Inițial vrei să le dai șansa, gen că ești low HP. Bă, dole, turbat, arunca cu toate alea. Inițial vrei să-i dai așa un pic. Vreau să-mi dea un pic de damage. Să zic că stai mai așa că-l fac franjuri pe ăsta. Și în aproximativ... N-au venit, bă. Vreau să fac o numărătoare de aia clasică. Nu prea merge capcana mea. N-am calculat atât de departe ce-i drept, dar am ieșit pe locul 2. N-am calculat așa departe, am stat mai mult AFK. Vezi, strategia asta să lași bombele nu e mereu atât de bună. Da. Noi ne-am jucat destul pe ziua de astăzi, o să revenim peste câteva zile, sincer. Nu o să facem mâine episod doar pentru că se bagă brawler, o să facem peste câteva zile. Lăsăm puțin episodul acesta să se înmoaie așa în algoritm. Să se recomande peste tot cât se poate recomanda și o să revenim zilele următoare. Apăsați și butonul de like să vedem câtă susținere în seria, să vedem dacă facem episodul următor mai repede sau nu. O lumea să ne-ați acordată, ne-a dat viitoare. Pooo!